Dă-i cuflit, omoară băza. Omul cât trăiește în viață, face șticuri și menune. Ca să le trec pe hârcie, toate nu pot să le spune. Fiindcă fiecare sat își are oameni buni și oameni răi, bețăvani, oameni cu cinstă, gospodari, curvari, mișăi. Dar mă ies și dintre ăia care fac fest numai drași. Iau boboanțele din casă și tață nu cu colași și le duce la vreo mândră sără gardul în vreo avrie când bărbatul sui la lucru și pe ei nimeni nu știe. Eu acum trec la fapte și vă zic o întâmplare. Una de prin 54, baș în ziua Gerusale. Măi anțărți, eu și cu nașul, domil alu Păncilie, stăm la masă și-l ascult și gustăm niște răchie. Și că prin 54, într-o zi plină cu soare, el cu nașa mea Cornelii vin la fier că-i sărbătoare. Dar pe jos, știi, pe pișoare, că rar trășea vreo mășână, dacă venea căce una și-aia odată în lună. În Coveu, jos în Văseova, unde îi zice la crușe, drumul care o ia într-o parce, unde către fier se duce. Era Gheghe, un ortac, un fierar, dar geomenie, frânge, beat, țapă în caboata, cum îi loitra la coșie. Gheghe în costum de somot îmbrăcat ca la trei rânduri. Șăgea răzămage un gard să se neage vreo trei scânduri. Nașul meu să-l ia acasă, nu vrut să-și lasă ortacul, nașa către nașul meu, lie, lasă-l, dă-ți-l dracu. Ia ca așa, cu chin, cu vai, or ajuns acasă la fier. Nașul meu, domil, Cornelii, Gheghe, tras ca prâninel. Numai sus, aici la crușe, să auza nemiluiește. Gheghe, glonț, intră la slujbă, în biserică s-o oprește. Și s-o dus tot înainte, dar deodată s-o oprit. S-a oprit. Popa Sâmu în pronaos era la căgelnițăt. Și cum popa fluștura din căgelniță tămâie, Gheghe o tras cu un răgâit, cu un damf dar gerăchie. Lângă Ana Lucăceana, baba Sofi și Maria Aluriza, Gheghe către popa Sâmu, Sâmu, dă-i cuflit, omoară băza.